Domnule avocat, am înțeles că ați ieșit din sala de ședință. Da, s-a dat soluția în dosarul Ionese Ghiorghiune, soluție care este definitivă și este executorie. A fost admis apelul formulat de către DNA și cel de formulat de către inculpatul Ghiorghiune Ionese și în consecință s-a dispus schimbarea de încadrare juridică dată fapte din două infracțiuni într-una singură și bineînțeles că pedeapsa a fost redusă substanțial de la 7 ani și 3 luni la pedeapsa de 4 ani și 6 luni, pedeapsă care este executorie și definitivă. Mai mult decât atât, confiscarea sumelor de bani este doar de 9.000 de lei, această confiscare specială a sumelor de bani, care se va dispune în urma procesului penal. Precizez că clientul meu, Speță Ghiorghiune Ionese, va prezenta în următoarele minute la poliția din Oțelul Roșu, unde se predă în vederea încarcerării și, bineînțeles, a efectorii pedepsei. În momentul de față, nu este condamnat la această pedeapsă. Părerea mea că soluția de către Curtea Apel Timișoara este una temeinică, este una legală și bineînțeles că clientului meu a fost redusă substanțial pedeapsa și mă bucur pentru acest lucru și mă bucur pentru el. Cum vă numiți? Cosmin Bolosin, avocat.